Ana Pavel, că este numele meu și am bucuria să fiu astăzi alături de voi la Festivalul de Psianaliză și Film de la Cluj, ediția online de anul acesta. Am primit o misiune tare frumoasă, pe care voi încerca să o duc la bun sfârșit în doar câteva minute, aceea de a psianaliza un desen animat, o poveste frumoasă atât pentru copiii mici cât și copiii mai mari. De aceea voi încerca să folosesc un limbaj cât mai simplu și cât mai clar pentru a fi pe înțelesul tuturor cinefililor, indiferent de vârstă. Strada Speranței este o întreagă metaforă. Este, de fapt, în acest desen animat, ne este prezentată călătoria lui Lorenz, călătoria lui și procesul lui de creștere și transformare și de maturizare. Lorenz este un băiețel minunat, curios, iubitor de natură și aventură, un băiețel care aflăm la un moment dat, chiar la începutul desenului animat, că a fost încercat de viață. Este poate un băiețel mai matur decât alți copii de vârsta lui, prin faptul că a fost nevoit să înceapă acest proces de maturizare mai repede, precoce, prin pierderea mamei sale. Pierderea mamei sale, observăm că a lăsat o durere foarte mare asupra copilului, asupra lui Lorenz, cât și asupra lui Green, Green fiind tatăl său. Observăm acest lucru în clipa în care cei doi stau la masă, în clipa în care Lorenz îi povestește tatălui său despre marea descoperire pe care a făcut-o, despre faptul că a descoperit peștera lui Aladdin, când îl invită în fascinanta călătorie pe care intenționează să o pornească, amintindu-și de mama sa, pune întrebarea către tatăl său: unde se duc oamenii atunci când mor? Auzind această întrebare, Green se schimbă la față, observăm că e pătruns de un val imens de tristețe și că peste cei doi se așează o tăcere profundă. E un comportament evitant din partea lui Green, care ne arată că este în continuare îndurerat și care ne arată că nu poate susține acest proces și că, de fapt, are nevoie el de sprijin pentru a-l putea sprijini mai departe pe fiul său. Lorenz, pe de altă parte, caută să vindece și să se bucure de viață, cântând la flaut și descoperind alături de cei doi prieteni, de cele două necuvântătoare, de Cocolina și Buricone, lucrurile miraculoase din jurul casei. Și deși tatălui Green încearcă să-i ofere absolut tot ceea ce el are nevoie și deși încearcă să compenseze poate lipsa mamei, Lorenz, din nevoia poate de a acoperi anumite goluri emoționale, stabilește anumite prietenii care, să spunem, nu sunt tocmai potrivite pentru el și aici mă refer la prietenia cu cei trei trubaduri, cu cei trei prieteni pe care Lorenz de altfel îi consideră cei mai buni prieteni, care reprezintă tiparul omului oportunist, a omului superficial care profită de oamenii din jur și de contexte, reprezintă tiparul omului care dorește să obțină foloase necuvenite într-un timp foarte scurt. Lorenz suferă din nou o dezamăgire în clipa în care află că cei trei prieteni de fapt au vrut să-l facă să sufere, fuge la propriu de ei, fuga fizică, nefiind altceva decât o metaforă a faptului că atunci când trăim anumite dezamăgiri, atunci când trecem prin anumite suferințe, nu facem altceva decât să fugim de durere și ca să trecem prin acest proces de vindecare, avem nevoie de o însoțire. Avem nevoie să fim însoțiți de cineva. Însă fuga, în primă instanță, este un proces firesc și normal care se întâmplă pentru foarte mulți oameni aflați în suferință. În călătoria sa, de fapt, în fuga lui Lorenz, că atunci când încearcă să fugă de Marcus,
descoperă ținutul minunat numit Havala, dar până să ajungem la Havala, să ne uităm un pic la tipul de personalitate a lui Marcus. Marcus, care are o personalitate cu tulburări de comportament, cu un comportament anxios, cu un comportament impulsiv, antisocial și narcisist. Este o ființă manipulatoare, caută să-i manipuleze pe cei din jur, să obțină foloase necuvenite. La un moment dat, în discursul din piață, când încearcă el să-i convingă pe oameni că este acolo pentru ei și că le vrea binele, văzând că nu reușește să-i păcălească, apelează chiar la tehnici mult mai agresive, apelează la forța armatei, apelează la tehnica supremă de a manipula și anume la induce teamă și frică în sufletele oamenilor. Marcus nu reprezintă altceva decât partea, să spunem, întunecată a sistemului. Un sistem cu care adultul Green s-a întâlnit de-a lungul timpului, un sistem cu care va da față, cu care se va întâlni și micuțul Marcus, un sistem care la început chiar își va dori să înfrângă pe micuțul Marcus și semnul suprem a fost în momentul în care semnul suprem a fost atunci când Marcus i-a rupt flautul lui Lorenz. De asemenea, în momentul în care, dacă am putea să ne uităm un pic la această poveste și prin filtrul, raportându-ne la mitul eroului, un mit pe care îl regăsim atât în mitologia veche și îl regăsim chiar și în visele noastre. Odată ce ne raportăm la acest lucru, o să descoperim că eroul nostru, la un moment dat, are nevoie de o însoțire și apare o călăuză, apare un personaj, acesta fiind părintele Abby, care va susține eul ori de câte ori va avea nevoie. Părintele Abby reprezintă, să spunem, entitatea care îi oferă eroului nostru încredere, siguranță, putere, echilibru și tot el va fi cel care îl va însoți în descoperirea ținutului Havala, de care Lorenz este de-a dreptul fascinat. Dar, de fapt, ce este această călătorie? Este vis sau este realitate? Și ce reprezintă, de fapt, ținutul Havala? Hava ne face, să spunem, o primă descoperire în momentul în care îi întreabă pe protagoniștii noștri dacă chiar ei cred că lumea din care vin este lumea de afară sau lumea lor este aici, în interior. De fapt, ne duce cu gândul la o călătorie către sine. De fapt, Havala poate însemna călătoria către sine în momentul în care ne întoarcem către noi. Hava este cea care vine și ne aduce și ne pune pe masă și cele mai mari probleme, să spunem, pe care le are omenirea. Faptul că toate problemele omenirii au venit de la faptul că oamenii nu mai știu să iubească, de la lipsa de bunătate și echilibru. Ca și element magic, vindecător, ne este prezentată muzica. Muzica care este prezentă încă de la începutul filmului, prin flautul lui Lorenz. Muzica care are efect terapeutic, care are efect vindecător. Muzica care are efect de curățare a energiilor negative și aduce energiile pozitive. Muzica este cea care aduce liniște, bucurie și semnătate în viața oamenilor. Pe final, aș vrea să spun că, de fapt, această poveste minunată nu e decât o metaforă folositoare, cred, pentru perioada prin care trecem. Pentru că eu cred că ceea ce vrea să ne învețe și să ne arate este faptul că, da, în momente de criză, în momente în care simțim poate că suntem învinși și avem nevoie de oamenii din jurul nostru, avem nevoie de prieteni, avem nevoie de ghizi, de călăuze, dar este cel mai important să ne reamintim
că, de fapt, toate resursele de care noi avem nevoie sunt la noi, sunt înăuntrul nostru. De fiecare dată când o să vedem că în exterior sunt lucruri de neînțeles, ne va ajuta foarte mult călătoria către interior, către noi, în care ne vom întâlni, da, și cu umbra, ne vom întâlni și cu întunericul, însă nu putem să ajungem la lumină fără să trecem și prin aceste etape. Sper să fi fost o călătorie de câteva minute folositoare pentru voi. Pentru mine a fost o bucurie și sper data viitoare să ne întâlnim și fizic, nu doar în online. Și nu pot decât să vă urez să faceți din această perioadă o perioadă cu sens, cu rost și cu creștere. Vă mulțumesc!